Alex The Wiz spune, dă niște sfaturi pentru a supraviețui pe ultra hardcore. Îmi place super mult acest subiect pentru că se potrivește cu harta pe care sunt acum cu seria și despre acest lucru vom discuta astăzi. Însă, pentru cei care nu ați văzut ultimul videoclip, ei bine, am reînceput să joc pe harta de ultra hardcore pentru a completa challenge-ul de 1000 de zile. Momentan mai am încă 224 și va apărea câte un videoclip în fiecare zi în care lucrez la proiectele pe care le-am început, plus povestim despre anumite subiecte, așa că aș aprecia să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce subiecte să abordez în următoarele videoclipuri. Acum îmi voi pregăti materialele și vă las cu un mesaj de la partenerul nostru. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Toate materialele sunt pregătite în afară de obsidian și dacă mai trebuie ceva pot lua oricând de pe lângă templu, mai am câteva șulcăre pline cu stone brick, mossy stone brick și desigur crack stone brick. Dacă rămân fără cobblestone și mossy cobblestone e altă discuție, dar revenind la treburile noastre, astăzi voi construi acest templu care va găzdui portalul către zona maiașă, adică dacă trec prin acest portal, ajung la acest templu imens din junglă. Ia uite-l, bine, oricum se încarcă greu, Minecraft 1.21 e groaznic, abia aștept să-l rezolve băieții pentru că îmi dă crash de la OBS. Ceea ce mi se pare foarte dubios, e prima dată când Minecraft-ul îmi dă crash de la OBS. S-a mai întâmplat să-mi dea crash după ce îl țineam deschis ore întregi, dar cu cât apar versiuni mai noi, cu atât mi se pare că Minecraft-ul e din ce în ce mai prost optimizat. Și asta nu o spun doar eu, o spun și mulți oameni care au servere cu care am vorbit. Dar sărim peste aceste subiecte că n-au niciun sens, mă apuc de treabă și povestim despre subiectul principal de astăzi, mai exact sfaturi pentru a supraviețui cât mai mult pe ultra hardcore. Și ironia face că exact după ce am spus că Minecraft-ul este prost optimizat și că îmi dă crash-uri, exact atunci mi-a dat crash. Bam, ca să fie treaba, dar pentru început și sper că nu mai primesc crash, vreau să povestim despre modurile de joc din Minecraft, că nu sunt atât de multe și poate sunt persoane care nu se joacă, sau nu s-au mai jucat de mult. Ideea este în felul următor, de început avem modul de survival, adică pur și simplu o hartă normală, intri, te joci, mori, te respawnezi, nu îi nimic special la el, este modul normal. După care, pentru persoanele care sunt mai pro, mai bune, joacă de mai mult timp, există modul hardcore, ca să fie așa un mic challenge acolo. Dacă mori, nu te mai poți respawna și pierzi întregul progres pe care l-ai făcut. Asta pentru persoanele care deja se joacă de foarte mult timp și vor o provocare. Iar următorul mod pentru care doar trebuie să dezactivezi regenerarea este acest Minecraft Ultra Hardcore. Adică, după cum se poate observa, nu mă regenerez după ce am mâncat, da? Deci hunger bar-ul e full, însă inimioarele nu se regenerează decât dacă beau o poțiune de instant health sau mănânc niște mere de aur. Am pe aici poțiuni, nu mi-am făcut poțiuni, dar trebuie să am în partea asta mere de aur. Nici mere de aur n-am la mine, aoleo, sărăcie. Mă pot regenera doar cu efecte, adică poțiuni, mere de aur, mere enchantate, beacon și tot așa. De asta am o grămadă de beacone cu efectul de regeneration. Acum că am discutat despre, stai să te sparg pe tine, acum că am discutat despre modurile de joc, avem sfaturi pentru a supraviețui cât mai mult pe hardcore, respectiv ultra hardcore. Și sincer să fiu cu voi, cel mai greu pentru ambele moduri de joc mi se pare începutul. Pentru că în momentul în care ajungi deja să ai armură full de diamant enchantată și pe lângă asta, mai am partea aia. Deci, ajungi să ai armură de aur, armură de diamant enchantată și unde sunteți, bă, să vă rezolv. Toteme devine mega ușor, nu mai e treabă. Poți liniștit să supraviețuiești sute, chiar mii de zile, atâta timp cât nu te pui în niște situații extreme.
cum nici eu personal nu m-am mai pus de foarte mult timp, adică mai mult am construit decât să mă duc să, nu știu, bat un Warden de exemplu. Dar ideea este în felul următor. De început, ca să încep cu sfaturile, prima zi cel mai important lucru, un pat, da? Oițe și un pat, pentru că în felul acesta nu vă prinde, aoleo, mă prinde pe mine ăsta, nu vă prinde pe voi noaptea. Unde vine dreapta, stânga, mă lasă momentan în pace, uite-l că vine. Nu vă prinde noaptea și o grămadă de zombii, scheleți, pentru că ăsta e cel mai nașpa lucru. Aoleo, stai că eu l-am făcut pe ăsta. L-am făcut bine. Așa, deci, cel mai nașpa lucru noaptea îi că vin o grămadă de scheleți, o grămadă de creeper, te bubuie pe la spate, nu-i auzi. Așa că, cel mai simplu lucru pentru început ar fi patul. După care, când mergeți la minat cu prima bucată de fier, să vă faceți acest scut, salvează vieți când vine vorba de creeper. Adică vă atacă un creeper, bam, ați pus scutul și nu vă bubuie. Indiferent că aveți sau nu aveți deloc armură pe voi. Pentru că, din câte știu, chiar și cu armură full de diamant, chiar și cu armură full de diamant, te poate bubui un creeper dacă te prinde ca lumea într-un colț sau dintr-un unghi mai prost pentru tine. Unde mă la? S-o dus? S-o fi dus. Așa. Plus te ajută super mult când ajungi în Nether la început, dacă nu ai puțin de fire resistance. Când te bați cu blazurile, nu-ți mai dau foc dacă nimeresc scutul. Deci scutul e mega important după armură. Și apoi recomand căutarea unui spawner de scheleți, zombie, chiar și la de păianjen merge, ca să-l faceți și să puteți enchanta lucruri. Așa. Vorbind de enchantat, în momentul în care ajungeți să aveți o armură de diamant cu full enchanturi, nu vă prea interesează ce se mai întâmplă. Dar vă recomand în felul următor, după ce ajungeți la full fier, să mergeți după diamante și să vă faceți full diamant, apoi enchantat și abia după ce sunteți full diamant să faceți primul vostru raid. Cam asta e ideea pentru toteme. Și în momentul în care ai ajuns să ai full diamant și toteme, deja viața e foarte simplă. Ai tot timpul încă un totem la tine. Eu am și oricum de obicei am foarte multe lucruri la mine, deci o găleată cu apă ar mai fi unul dintre sfaturi. Niciodată nu pleci de acasă fără găleată, că nu știi când ai de coborât în ceva peșteră sau trebuie să te arunci undeva, chiar și o barcă merge până ajungi să ai elitra. Că în momentul de față, după ce am bătut dragonul, pot coborâ fără probleme oriunde, dar până să am elitra, mergea cu o bărcuță, mergea cu o găletuță cu apă, deci lucrurile astea sunt mega importante în inventarul oricărui jucător de Minecraft. Patul, găleata cu apă și bărcuța, mai ales că astea se pot face de la început, însă aveți mare grijă la bărcuță, că dacă vă aruncați de la o distanță foarte mare, de la o înălțime foarte mare, se poate sparge și chiar să luați damage. Așa că nu distanțe de sute de blocuri acolo, uite, de aici să zicem că vreau să cobor pentru a nu lua damage, bam, cu bărcuța, da, frumos, lejer, n-am luat damage, n-am avut probleme. Iar pentru Nether vă recomand Powder Snow în locul apei, că funcționează, chiar funcționează foarte bine, însă să nu aveți pe voi buți de piele. Acum, revenind puțin la construcția aceasta, am trasat de la început colțurile și locurile în care vor veni scările, ca să nu stau să număr pe videoclip și în felul acesta voi putea discuta mai, de fapt am putut discuta mai mult cu voi. Acum pe centru îmi trebuie niște scări din cobblestone, atât, și dăm stone cutter-ul ăsta, plus un crafting table și un stone cutter. Sunt cele mai bune unelte ale constructorului, deci dacă obișnuiți să construiți destul de mult, pe acestea vi le recomand în inventar. Acum voi pune scările și sus de tot vor veni portalele. Și acum, mergând mai departe, ce vă recomand în momentul în care ajungeți la dragon, să zicem, pentru a supraviețui la lupta cu dragonul mult mai ușor,
pe Minecraft Hardcore. Ei bine, să vă luați o textură de pe Vanilla Twix, acolo îmi fac și eu tot timpul textura, și dacă vă faceți textura acolo, puteți pune ca în momentul în care aveți un cap de dovleac, un carved pumpkin pe cap, mai trebuie niște cobblestone, când aveți un carved pumpkin pe cap, atunci nu se vede acel overlay, știți și voi că totul e întunecat și aveți aici doi ochi. Ei bine, puteți să scoateți treaba aceasta, așa, să mai vin și eu un pic aici cu niște cobblestone. Bun, puteți să scoateți treaba aceasta și scăpați de cea mai mare problemă, și anume Endermanii. Nu vă puteți uita din greșeală la ei. Plus, dacă să zicem că nu aveți săgeți, domnule, aia e, mai pe sărăchie, fără săgeți, fără arc, cea mai simplă metodă de a distruge acele end cristale este de a folosi bulgări, că sunt foarte ușor de obținut și chiar foarte rapid, adică blocați un snowman și se rezolvă problema. După care, pentru a bate dragonul, știu că speedrunnerii ăștia mega șmecheri stăteau, hai să construiesc aici un pic, stăteau în acea piscină, da, dragonului, și se chinuiau să-i pună patul acolo sus. Însă e destul de greu, destul de complicat, nu consider că merită. Cel mai simplu, stai aici în piscină, da, ai pus, să zicem că acolo vine patul, după un bloc și dai click dreapta pe el. În felul acesta iei foarte puțin damage, că tu te ascunzi practic de bloc. Sau uite, pui un bloc aici și îl spargi direct pe colț. În felul acesta explodezi și dai super mult damage, dacă se poate chiar sub capul dragonului. Deci ăsta ar fi un mod foarte simplu, cu vreo 3-4 paturi îl bați destul de, sau hai zicem 5, da, dacă mergi cu 5 paturi, consider că e imposibil să nu-l bați pe dragonaș. Era cineva acolo, nu văd că s-a dus, ia uite-l mă, ia uite-l de după colț, bam, s-a dus și o murat. Și cam astea ar fi sfaturile, sincer să fiu cu voi. Din păcate nu mai îmi vine nicio idee în minte ce alte sfaturi aș putea da pentru ultra hardcore. La raiduri să fiți foarte atenți, merge chiar și o fermă, însă dacă faceți o fermă de raiduri, aveți mare grijă să omoare evocării, așa, să omoare evocării niște campfire, că dacă dai tu în evocări, ei bine, nu mai ies atât de friendly și vor spawna vexuri, iar tu fiind blocat într-o cămăruță mult mai mică decât asta, vei muri. Aici vă spun eu ce s-a mai întâmplat, ce am mai pățit. Plus, alte sfaturi, dacă să zicem că vreți să scăpați foarte ușor din situații mai neplăcute, vă recomand, am pus banner acolo, sparge-l, nu mai contează, așa, vă recomand Ender Pearl-urile, deci sunt extraordinar de bune dacă nu aveți fermă de rachete. Eu din fericire am una și de obicei cam fac o fermă de rachete, deși sunt antiferme, deci acele Ender Pearl-uri pot spune că înlocuiesc foarte bine, așa, hai să luăm asta, pot spune că înlocuiesc foarte bine rachetele și chiar elitrele. Acum, revenind la acest, opa, așa, la acest templu, am de adunat ceva obsidian, sper că găsesc prin, uleu, stai așa, că nu-i bine, sper că găsesc prin ăsta, cum se numește, pac, 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 prin junglă, atât, l-am activat și mergem după niște obsidian, iar acum voi lua un al doilea subiect din cele pe care mi le-ați lăsat în comentarii la episodul anterior. M-am uitat prin apropierea acestui templu după o groapă cu lavă, dar nu am găsit una și după aia m-am gândit, bă, dar n-am eu ceva obsidian, aparent am. Am 28 de bucăți de obsidian, sper să-mi ajungă pentru a face acele portale puțin mai mari. Dacă nu mi-ajunge, ei bine, voi da o fugă până în Ancient City, că acolo 100% găsesc, opa, acolo 100% găsesc lavă. Așa, să te spar pe tine pentru că vreau să fac un pic mai înalt aceste, mă rog, acest portal și aceste portale. Iar acum, al doilea comentariu vine de la Tiberiu 950.
Iar Tiberiu spune în felul următor: o să faci și un video cu 100 de zile în Minecraft Ultra Hardcore. 4, cred că 4 să fie? Nu, ar trebui să vină 5. Așa, ca să răspund la întrebarea lui Tiberiu, sincer să fiu, care e faza cu videoclipurile de 100 de zile pentru a discuta puțin despre ele? Ei bine, un videoclip de 100 de zile, pentru cei care nu știți, este conceptul acela în care explic și arăt ceea ce am făcut în fiecare zi în parte. De exemplu, încep ziua 1, am făcut asta, mai pun un pic de voiceover, depinde de la YouTuber la YouTuber cum le fac, cum vor să le facă. Vă dau o tură să mai iau niște obsidian și între timp povestim despre treaba aceasta acolo am temeț. Așa, deci, care e faza cu videoclipurile cu 100 de zile? Ca să filmezi, deci doar pentru a filma un videoclip, o zi din Minecraft durează 10 zile. 10? Eram sigur că o să spun asta. O zi din Minecraft durează 10 minute, da? Aproximativ 10 minute ar dura o zi. Și încă 10 minute noaptea. Dar dacă dorm în fiecare noapte, îmi ia undeva la... Stai așa că în partea asta e obsidianul. Dacă dorm în fiecare noapte, îmi ia undeva la 16 ore să filmez un videoclip de 100 de zile. Așa, ne apucăm de adunat obsidian și continuăm povestea. Deci undeva la 16-17 ore dacă dorm noapte de noapte, da? Ca să fac această precizare. Însă, un lucru foarte important... Mai mergi prin Nether, mai mergi prin End. Și în felul acesta e cam imposibil să dormi, da? Nu te întorci ca să dormi. Deci o medie, aș putea spune, doar filmatul la un videoclip de genul acesta durează cam 20-21 de ore. Cam asta ar fi media. Și după, depinde foarte mult de la YouTuber la YouTuber. Am mai făcut videoclipuri de genul cu 100 de zile în care pur și simplu vorbeam în joc și făceam doar cut-urile, care sunt sincer mega simple, da? Deci cel mai simplu lucru pe care îl poți face în videoclipurile de 100 de zile e să vorbești tu peste, bam bam, tai toate părțile în care ai tăcut și să editezi un clip de... de 100 de zile, în felul acesta, cred că mi-ar lua undeva la, hai, 4 ore, da? Că am de făcut și un intro frumos, trebuie să scriu cinematice, chestii, tăiat toate alea, pus zilele și mi-ar lua cam 24 de ore să fac un videoclip de genul. Însă, sincer să fiu cu voi, nu-mi plac videoclipurile de genul de 100 de zile, îmi plac alea cu poveste, cu un voiceover frumos și atunci, automat... Durează ceva mai mult, undeva la 20 de ore filmatul, după aia încă vreo 4 ore editatul și apoi să scrii voiceover-ul, adică textul, și ăla mai durează ceva, după aia să mai tragi peste, în total cred că ar fi vreo 30-40 de ore pentru un videoclip de genul. Nu zic că nu merită, consider că acele videoclipuri merită cel mai mult să le faci, deci față de până și o serie de genul ăsta, de ultra hardcore, până și clipurile de breaslă, consider că mai mult merită o astfel de serie și o să vă spun când va fi momentul la ce proiecte am mai lucrat pe parcursul perioadei în care am fost mai inactiv, pentru că în ultima perioadă, după cum ați putut observa, n-am mai postat de destul de mult timp. Așa, gata, i-am făcut pe băieți și acum eu mă ocup în continuare de acest proiect. Cam atât ar fi, cred că, cu videoclipurile de 100 de zile și răspunsul, ca să și răspund... eu mă bat cu ăsta micu. Gata, dispar piticule. Ca să răspund la această întrebare, dacă voi face videoclipuri cu 100 de zile, ei bine, da, voi face videoclipuri cu 100 de zile, însă nu pe Minecraft Ultra Hardcore și nu știu când va apărea. Dar răspunsul este că voi face și le voi face cum îmi place mie, chiar dacă durează mai mult puțin. După cum am zis, unii pur și simplu bam bam sau o tăiat, că mai îi și felul ăsta de a le face, doar tai părțile care ți se par ție interesante din fiecare zi și la final faci un voiceover de, cât iese, jumătate de oră, 20 de minute peste.
dar sincer să fiu, ăla mi se pare cel mai lame. Nu judec oamenii care fac treaba asta, până la urmă la finalul zilei fiecare persoană își face videoclipurile cum consideră el că e mai bine, dar mie personal nu-mi place, plus că mă bâlbui și n-aș putea face treaba asta. Odată la ceva timp mai trebuie și eu să-mi trag răsuflarea, așa nu pot să vorbesc 20 de minute în continuu și numai, cum zic, să vorbesc peste ceea ce deja am făcut. Doar dacă ar fi să fac eu un voiceover, da, să vorbesc și să pun Minecraft-ul pe fundal, atunci da, aș putea. Însă ca să explic ceea ce am făcut acolo, personal nu-mi place deloc această idee și nu va rămâne acest templu atât de sec, îl voi mai detalia, dar momentan îi fac forma. Și voi mai lua ceva subiecte, dar vreau să ne ocupăm puțin de acest, așa, de acest templu, că sunt foarte multe de făcut și vorbind despre alte lucruri, nu sunt atât de focusat pe cât aș vrea. Acum, asta e forma pe care am ales-o și este exact templul pe care îl voi face pe cealaltă parte. Deci intri în portalul ăsta și te duce în templu pe cealaltă, în cealaltă dimensiune, în overworld. Și ca formă, așa arată, am făcut-o înainte pe creativ ca să știu exact mărimile. Și de ce zic că am făcut construcția înainte pe creativ și vă recomand să vă faceți construcția înainte pe creativ ca să nu iasă foarte plate. De exemplu, dacă nu numeri și nu-ți pregătești un pic modul în care vrei sau forma măcar, va fi foarte greu și vei da destul de multe failuri la construcția respectivă. De exemplu, eu dacă nu număram și, mă rog, dacă nu o făceam înainte ca să văd cum arată și nu număram că, băi, aici as 9, aici as 5 și așa mai departe, poate o puneam și prost, nu era atât de simetric, dar o făceam foarte plată, pentru că e foarte ușor să te mărești cu zona asta și scările să rămână mult prea mici. Chiar și așa e destul de plat, nu o să mint, dar măcar nu e atât de plat pe cât putea să iasă, nu e o plăcințică din aia micuță. Acum să adaug ultimele detalii și o fac întâi din stone bricks cu cobblestone, iar pe final îi adaug ultimele detalii. Așa, acum am nevoie de niște scări pe care le voi pune așa, sau chiar pot face treaba asta și dacă le sparg, nu-mi iese. Dacă nu iese, aș putea face o schemă, stai așa. Unde îi acel stone cutter? În partea asta. Dăm atât, dăm niște scări și mai vreau niște stone brick-uri, că ne-am lungit super mult cu construcția și nu-mi prea place. Deci, am două moduri, ori în felul ăla, ori în felul ăsta, ori chiar al treilea mod, așa ceva. Măi, sincer să fiu, ăsta îmi place, da? Deci ăsta îmi place. În partea asta mi se pare mult prea multă piatră și aici asta arată cel mai... Ok, o să fac atunci cu slab pe mijloc și cu scări orientate spre exterior. Punem pe ăla acolo și atât, am rezolvat. Iar pentru persoanele care o să mă întrebe, dacă te uiți la un bloc, l-ai în inventar, apeși pe rotiță și ți-l dă în mână. Așa, am rezolvat în zona aceasta. Și acum să mă cățăr puțin mai sus, voi pune și niște slaburi, iar pentru cel de-al treilea subiect, mă voi duce imediat să mă uit la el, dar vreau să fac zona aceasta și ca să iasă puțin mai interesantă, aș putea merge pe un slab, așa, pe colțuri, da, mergem noi frumos pe slab, apoi pe scară, atât, ca să mărim. Cum venim? Venim așa. Și după ce fac treaba asta, bam, blocuri. Altă viață, ne-am dus un pic mai sus. Și aici doar cu niște slaburi voi putea merge pe deasupra, ca să nu mă ridic mult prea mult. Poate chiar să las centrul ăsta, așa. Da, în centru pot lăsa mai lejer un pic, fără slab. Și poate aici, dacă facem, da, dacă pun blocuri, o dăm chiar foarte bine. Cobblestone, așa, dar merge cu slaburi. Fiți atenți cum facem. Mă duc eu până jos.
fac rost de 8 slaburi și pe mijloc voi pune un cobblestone. Venim așa cu 8, atât roată și pe mijloc o bucată de bloc întreg din care va atârna o lanternă ca să fie ceva lumină. Așa, ai cu zburatul și că ziceam de enderpearl-uri pe la începutul acestui videoclip, îs extraordinar de bune enderpearl-urile în zone de genul, da? Să zicem că nu vreau să stric o rachetă pentru o asemenea, pentru, nu știu, 5 blocuri pe care trebuie să le zbor, bam, am dat cu enderpearl-ul și am rezolvat. Mai ales la case, îs extraordinare, nu știu de ce nu le-am folosit mai des. Să zicem că eu cobor acum, construiesc, îmi iau materialele, după aia dau direct la următorul etaj și îmi fac treaba. Dar, cam asta ar fi forma pe care am ales-o. Dacă e să merg de la distanță, se va vedea mult mai bine. Aceasta este forma, nu e nici prea plat, nici prea înalt, consider că e ok. Și de asta am mers mai înalt puțin cu acele portale, că altfel dădea mult prea jos. Dacă stau să mă gândesc, ăla ar merge, da? Da, ăla merge jos, clar. Așa. Pot să spun că forma de deasupra n-am făcut-o, voiam doar mărimile și le-am luat pe creativ, dar așa, forma o aranjez acum și ar mai merge, dacă stau să mă gândesc, poate aici un slab, dar merge acolo un slab și poate în partea asta ceva wall-uri, ceva stone brick walls. Sunt foarte multe lucruri care se pot face. Dar trebuie încercate. Bam! 3 wall-uri și o dă bine, o dă bine în partea aia. Atunci așa voi merge și cu slab aici pe sus. Tot timpul să pot adăuga detalii, niciodată o construcție nu îi finalizată. Dar aș putea spune că după ce adaug aceste wall-uri și slaburile, pe fiecare parte trebuie să adaug doar detaliile finale și atunci revin cu ultimul subiect. Al treilea comentariu vine de la Crow și are două întrebări, iar prima dintre ele este: cum te-ai cunoscut cu Colpir și Dani? Ei bine, cu ei m-am cunoscut pe Breasla Haiducilor, nu-i tare mult de povestit pe aici. Pur și simplu, în primul sezon a intrat nenea Colpir, am început să mai facem chestii, mai povesteam așa din când în când, iar în felul ăsta noi ne-am cunoscut. Cât despre Dani, el a intrat în sezonul 2 și tot așa am început să povestim constant, așa un pic azi, un pic mâine, iar în timp ne-am împrietenit. Nu pot zice că a fost, cum se numește aia, prietenie la prima vedere, că nu am fost din prima, bă, ce bine ne înțelegem, nu știu ce, nu știu cum, dar în timp s-a creat, ole mă bate asta, dar în timp s-a creat o prietenie și nu cred că e o idee tare bună să nu țin totemul în mână. Cât despre cea de-a doua întrebare, din ce an te-ai apucat de Minecraft și dacă mai ai harta? Măi, sincer să fiu, nu mai am hărțile pe care am jucat pentru că nu mă jucam pe hărți. Aoleu, să nu mă bată ăștia. Mă jucam pe servere non-premium, că în perioada respectivă jucam cu un... Mamă, ce să bată ăștia acolo? Jucam cu un prieten și căutam servere pe care să mai facem chestii. Era dezastru oricum, îți dai seama, case din dirt și din lemn, foarte, foarte basic. Dar așa era toată lumea în perioada aia, nici nu tare am ce zice. Toată lumea construia în același fel până a apărut încet încet videoclipurile pe YouTube și oameni care să construiască mai bine tutoriale. În ziua de azi mi se pare că nu prea mai ai o scuză să faci case din dirt pe Minecraft, că e plin de tutoriale. Deci full, n-ai cum să respiri pe YouTube fără să-ți apară tutorial la casă de început, tutorial la bază de început, pe Instagram, pe TikTok, peste tot. Bine, sunt unii care chiar se duc hardcore și alea nu-s baze de început, dar consider că poți construi Mega Shmaker în 2024. Pleacă, bă, tu te vezi de treabă, că mai am 3 inimi jumate. Iar ca să răspund la întrebare, când a apărut 1.47, cam pe atunci... Aoleo, mamă, am zis eu că sparg totemul azi? Da, v-am zis eu că sparg. Du-te, bă, maoleo, cum au ieșit toți?
Ok, hai, părând, una, două, trei. Și mai trebuie niște toteme, dacă vă rog, uite, l-am pe ăsta, cred că e ultimul. Bine că l-am păstrat, nici n-aveam poțiuni la mine ca să mă regenerez. Crackstone Brick, da, hai să vă omor pe voi. Deci 147, anul, cred că 2012, ceva de genul, dar mai interesantă este povestea cum m-am apucat de Minecraft. Era perioada Yahoo Messenger, da? Și o persoană din contactele mele, un amic din perioada respectivă, mi-a trimis un videoclip de pe YouTube. Nu mai știu care a fost mesajul exact, dar era un link către ceva videoclip. Și am zis, după ce am intrat acolo, am văzut câteva căsuțe și eram, bă, ce joc e ăsta, ce e ăsta, că n-am auzit de el, nu știu ce e. La care îmi spune omul, măi, păi am un server de Minecraft și astea sunt casele pe care le-au construit oamenii ce joacă pe serverul respectiv. Chiar arătau bine pentru vremea respectivă, n-am să vă mint. Și i-am zis, bun, păi de unde iau și eu Minecraft ăsta? Păi caută așa, Minecraft 147, cred, găsești. Nu pot să zic că a fost o perioadă de aur în care toată lumea își permitea să-și cumpere jocuri, nu era din nou 2024. Pe vremea respectivă toată lumea lua jocurile mai pe nașpa, mai ales în România, că bă, la 10 ani n-ai card, n-ai nimic, îi de înțeles. Îi de înțeles că iei jocurile, dar e foarte important, na, când mai crești și îți permiți să susții studiourile astea mai micuțe. Ăștia de la Minecraft nu consider că merită susținuți pe bune la cât de groaznică sunt optimizate toate. Așa, cât de groaznică sunt optimizate toate, dar dacă vreți să aveți cont premium, vă recomand, oamenii de la Gamivo au prețuri chiar super bune și din păcate, să spun așa, în 2024 numai ca atunci. Atunci aveai Minecraft luat așa pe nașpa și era tot ok. Acum dacă ții Minecraft-ul pe nașpa, îți bagă băieții spyware și o grămadă de alte prostii. De asta consider că merită cumpăra Minecraft-ul doar ca să nu-ți umpli PC-ul cu tot felul de bălării de genul. Așa, am mai adăugat câteva detalii prin fiecare zonă. Niște mossy stone brick, niște cracked stone brick frumos, cobblestone, mossy cobblestone și cam atât. Cam atât am de adăugat. Să mai schimb din mossy-ul ăsta, din stone brick în cobblestone. Băi, fiți cu minți, vreți-vă acolo de treburile voastre. Eventual chiar și aici un pic. Așa, gata. Mai trebuie să adaug după niște scări. Totuși, dacă ați observat, am construit într-un fel pe pași, da? Deci e un mod foarte simplu de a construi asta, după părerea mea. Și anume, stai că aici nu pot să pun astea. Întâi, după cum s-a putut observa, i-am făcut forma din stone brick. Chiar dacă stricăm noi mai multe materiale, dar i-am făcut forma din stone brick. Acum, după ce am terminat forma din stone brick, am adăugat mici detalii pe aici, pe colo. Și după ce termin de adăugat aceste detalii din blocuri, voi adăuga și detaliile din scări. Adică să mai înlocuiesc din aceste blocuri să fie scări. Hai să termin și pe aici. Așa, adică, de exemplu, în partea asta mai vine o scară, aici jos, aici un pic mai sus, așa, vine o scară, în partea asta la altă la fel, bam, o scăriță și tot așa. Pe aici, pe acolo, câte o scară pentru a adăuga adâncime. Bonus de final, vreau să vă explic pașii pe care îi parcurg în momentul în care fac o construcție de genul acesta. Și începem cu primul pe care probabil l-ați putut observa și pe parcursul videoclipului, forma. Am început făcând scările, făcând pereții ăștia, partea de sus, totul din stone bricks, pentru a vedea exact care va fi forma finală. După care, pasul 2 este culoarea. Nu pot să fac totul din stone brick, cum am făcut-o la început, da? Trebuie să mai adaug niște culori și fiind un templu maiaș, mergem pe piatră și derivatele. Adică avem cobblestone și stone brick, iar derivatele mossy cobblestone, mossy stone brick și cracked stone brick.
după ce am terminat de adăugat petele de culoare, ajungem la pasul 3 și anume adâncimea. Nu vreau să rămână atât de plat pentru că, stai așa, uite, am în partea asta mai plat puțin, pentru că nu suntem la egipteni, da, să fie totul tăiat la milimetru. Mai băgăm câte o scară, pe aici pe acolo, mai băgăm câte un slab, ca să fie mai ieșit în evidență. Acum depinde de fiecare, la finalul zilei, cum vrea să adauge aceste detalii. Mie îmi place să mai fac câte o pată pe aici pe acolo, câte o linie din asta, un pic mai lungă, dar aici, cum am zis, depinde de fiecare dacă vrea mai mari sau mai mici petele respective. Și câte o pietricică aici care au mai ieșit, care au mai căzut, pentru a nu fi atât de plat prin această zonă. Iar deasupra, de exemplu, dacă am stone brick, pun un slab de stone brick, dacă am cable, pun cable și tot așa, dar nimic exagerat. Deci mai pot să pun aici încă o bucată, că se duce pe diagonală și prin partea asta oare mai am? Da, uite, ar mai merge. Aulă, păi, atât sau nu, că am pus acolo, cred că atât ar merge, nu? Aulă. Vai, tot invers le pun. Deci până acum n-am avut probleme. Când încep să filmez, nu știu, parcă toate problemele apar. Pun pe lângă, pun ce nu trebuie, fac lucrurile astea dubioase cum am făcut și aici, bam, 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 m-am dus cu scările până sus când trebuia o pată aici, o pată acolo. Dar mă rog, merge și așa, nu-i rău, nu-i nici extraordinar, dar e bine, asta e cel mai important. Bun, mai merge câte un slab aici, un slab acolo. Cum am zis, adâncimea e foarte importantă, că nu suntem aici la egipteni ca să fie totul tras la milimetru, la boloboc. Bun, am rezolvat și cu treaba asta, iar ultimul lucru, că ziceam de adâncime, ar merge acolo, dacă pun așa o scară, atât, ar mai merge în zona asta, cred, să-i pun acolo o scară. Aoleu, dar trebuie să o pun cumva din față. E greu să pui scările de jos în sus, dar ne descurcăm noi. Atât. O trebuie să mă cațăr. Destul de mult am mai adăugat și acolo niște slaburi. Dar e foarte important unde nu se vede să nu vă bateți capul prea mult. Acum încă o scară acolo. Și mă enervează mobii ăștia din Nether. Băi, v-am lăsat loc acolo jos ca să vă spawnați în partea aia și să mă lăsați pe mine în pace să-mi fac treburile și să zbor dintr-o parte în alta. Dar aparent băieții ăștia nu prea vor. Și gata, asta ar fi construcția. Acum doar îmi aranjez itemele și încheiem pentru ziua de astăzi. Nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii. Atât. Nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii subiecte pe care să le dezbatem în următorul videoclip. Și cam așa arată de la distanță, în felul ăsta dacă opresc luminile. Voi adăuga pe aici pe acolo niște lanterne, dar momentan nu le am la mine și nici nu m-aș mai lungi. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și o să ne revedem data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi, toate cele bune, eu am fost Blushman, la revedere!